Bună ziua, am bun și mersi la un nou episod de Minecraft, în care apare, mă spuneți aici. Da, am o tonă materiale să ridic, suntem iar pe Minecraft, pe insula mea Hypixel. Vreau să o înfrumusețesc. Adică, trebuie să aruncăm toate astea, ceea ce o să fie un proces foarte greu și dificil. Și în al doilea rând trebuie să schimbăm toți migonii ăștia. Și nu știu ce să le facem, poate să îi ducem altundeva, gen ăștia. O să-i mut eu pe toți acolo. O să mai fac un nivel care îl încep chiar acum. Știu că nu l-am umplut pe ăla de jos, doar că n-ai, eu tot vreau să fac alt nivel. Practic așa. Sau cum ar trebui oare? Oricum am mystical, am supă de aia misticală, magică, ceva. Da, o să vă arăt după care sunt toate părțile. Încă un bloc extra. Pe blocul ăsta cel mai depărtat trebuie să pui carpet. Și practic slime-urile se spunează de uite aici, în mijloc. Slime-urile au doar 3x3. După aia ridicăm aici 4 blocuri. E cam greu să ridici 4 blocuri cu jump boost. Uite așa trebuie să faci. Piu, piu, piu. Și după aia așa pui... A, am pus una extra. Așa arată, e foarte frumos. Dacă iau... Vă recomand să cumpărați supă de asta, că e doar 7K și îți dă vreo 2 ore, adică e destul de ieftină. A, da, și pentru cei curioși, minunul ăsta a făcut 150.000. Probabil, diferența dintre ăștia doi e așa de mare, pentru că odată ce își umple inventarul, face mult mai mulți bani. Trebuie să punem glass pane, așa. Și după aia, deasupra, teoretic, poți să pui orice bloc vrei tu, dar eu să pun sticlă pentru... Că degeaba. Vreau să pot să mă uit de sus așa la ele, să-i văd cum mor toți, pentru că mă enervează, deci fac sunetul ăla în continuu. Și avem alt strat identic. Dacă vă întrebați ce ar trebui să aibă un milion de slime, ar trebui să aibă o găleată de lavă, orice găleată, un hopper înceantat, corapțol și diamond spreading, îmi cer scuze pentru voce. Și Ada, ăsta are foul fresh, da, e mai rapid. Am vocea ca Walter White. Gata, n-o să mai muncesc greu, o să muncesc inteligent. Item deletor. Haide. Unde ești? Personal deletor. Nu. Nu cred că am scris eu bine. Așa, n-am scris eu bine. Eu chiar nu găsesc ăla să-l cumpăr. Ăsta e itemul de-l caut eu, personal deleter. Am ajuns să stau la hartă și să zică virgulă cumpăr unul. Cât toți suntem aici, hai să votăm pe cineva. Diana, Paul, Cole, Foxy și Finnegan. Da, haide să votez... nu, care era ăla cu fishing? Niciunul nu mă ajută, așa că o să votez pentru Cole. M-am întâlnit cu un tip foarte inteligent care mi-a zis că nu poți să dai trade sau să-l pui pe AH, trebuie să iei tu colecția. Așa că mă apuc de minat. Mi-am luat armura de minat și pickaxe-ul. Gata, băieți, l-am plătit pe 1-3 ca să-mi dea iron și 5 mă de fapt. Și da. Pentru voi asta a luat doar câteva secunde, pentru mine a luat vreo 30 de minute. Da, doar ca să găsesc coordonatele și să iau un pickaxe. A, da, doar acum pot să încep să minez. Este o zi diferită și am realizat că eu sunt prea... Am planuri prea bune ca să stau acolo o oră, două și să minez în continuu. Așa că până la urmă o să-mi iau ceva bani dintr-un minion și o să-mi cumpăr un booster cu ghi. Ok, trebuie lumină pe insula asta. Oameni buni, avem o problemă foarte mare pe Hypixel Skyblock. Toți banii mei o să fie băgați în booster cuchiuri, pentru că prețul lor doar crește în continuu. Haide să-l mănânc. Asta e din cauza că toată lumea se joacă jocul, doar că sunt cam scumpe, așa că nu toată lumea are bani să le cumpere. Am și uitat de minionul ăsta. Și să te gândești că eu mă gândeam că o să-mi fie mai ușor dacă cumpăr o chestie de o oră întreagă. Atac am luat. Da, uneori pe Hypixel Skyblock poți să folosești timpul ca bani într-un fel. Am descoperit o chestie, practic. O să-i pun doar în locurile astea 3, pentru că dacă îi pui aici, uite și ăsta are aceeași problemă. Dacă îi pui acolo o să zică, ai can't reach any slime și mai bine să-i mai pun sus. Ce? E 100% greșeală, am vrut eu să se întâmple. Mai rămâne un singur atic aici. Haide să ridic, și ăsta mi-a umplut iar inventarul. Să nu puneți chestul ăla, că dacă, na... Uite, ăștia când stau AFK, când tu nu ești pe joc practic, nu ești pe insulă, ei practic nu fac toată chestia asta, asta e doar pentru când tu ești pe insulă. E un calcul, pentru că ar fi foarte mult, ar costa foarte mult să fiecare insulă să fie activă. Cred că știu cum se rezolvă problema cu luminițele. Pac, pac, țac, luminițele puse. Sunt puse. RIP 2M, s-a meritat.
Ternăcopul ăsta nu se numește decapitatorul de copaci degeaba. Chop, 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 chop. Vreau să vă amintesc foarte rapid să dați like și subscribe, pentru că eu muncesc mult pe videourile astea și pe lângă asta s-ar putea să dau, dacă cineva abonat dă un coment, o să vă dau 10M. Dacă vă dați numele de Hypixel, na. Bine, ar trebui să vă, să ziceți când o să fiți online. RIP Jerry. Pa Jerry. Toată munca asta pe bază e un pic stresantă. Tort, 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 vreau o felie din fiecare tort și ăsta și ăsta, ăla, clar, ăsta, 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 ăsta. Nenderman a furisit, am puterea tortului, haide și voi, și pe toți! Cred că știu eu cale să mai fim așa stresați. Da, Adox? Da, aia vreau, ne întâlnim la peșteră. Eu am venit în peștera asta cu iubire, eu doar vreau să plantez floarea pe jos, e pică. Ok, haide că nu mai mult. L-am bătut pe ăla și o să apară. Ok. No, haide. Îl explodez. Stau și eu un pic sus. Îl explodez de sus în jos. Dau explozii. Haide că ar fi o idee să mă pun într-un colț și dau explozii în continuu. Explozii. L-am bătut. Chiar a funcționat. Și ce mi-a dat? Da, nu multe. Da, Maddox? Ok. Mersi, dar trebuie să ne oprim din a fugi de gol. Adică 10.000 de milioane de slime și o bază mult mai frumoasă. A crescut copăcelul! Ok, hai să încerc chestia asta numită Soul Flow. Consum Soul Flow. Ok, și acum când atac eu? Când atac, când mi se termină mana, ce se întâmplă? Ia. Atac, haide. Și nu te pune pe Soul Flow. Hub 1. Am pus niște luminițe frumoase. Haide să scoatem toate torțele. Da, toate lumânările de tort. Oh, nu, structura s-a trezit. Și ultima. Da, am încercat să scot o tonă din chestii. Cream că astea erau de... Nochele, scos și paste și oficial ultima bucată. Da, acum e totul mult mai curat. Hai că o să arate mai bine. Haideți să dăm notă la bază. Mergem pe aici frumos, frumos, frumos. După, pe aici mergem în continuare, e un copac frumos. Aici nu vorbim. Aici s-a trezit, poți să te duci să-ți colectezi minionii. Poate că mai fac eu o insulă acolo, acolo. Vreți să vă zic ce-i cu tot obsidianul ăsta? Într-o zi, acum multe, multe zile, am zis, las-o, fac altcândată. Altcândată, auzi la mine, altă dată. Să vă beți apa, că dacă nu bei apă, vorbești ca mine, ciudat. O să-i dau animăluțului meu, care e un dragon, să se îmbrace. A, nu poate. E ce oameni buni, am și o oiță. Nici ea nu poate. Să vă ceți la gar, că mie îmi place cum arată oița mea. O să-l mut pe Jerry aici. Uitați-vă cât de frumos. A, da, unii minioni de clei aveau și ei enchanted hopere. Hai să facem și noi un giveaway așa de final de episod. Haide mă, acceptă trade-ul. Îi dau omul ăsta, unui prieten meu. Haide. Ia, haide mă, așa. Îi dau mai mult, că e nivelul 2. Haide, ia 20 mă. Haide. Haide mă, ia-i, ia-i mă, ok, și acum, this is on a YT video, see my channel, ok, da, o să-i zic lui ăsta canalul meu.